Hristos a înviat! Chiar în textul nostru, Biblia ne spune că Domnul a înviat tot după Scripturii. S-a născut după Scripturii, a trăit după Scripturii, a murit după Scripturii, a înviat după Scripturii și Biblia ne mai spune încă ceva, că va veni din nou a doua oară tot după Scripturii. După cum este scris. Biblia spune că mai repede trece cerul și pământul decât să nu se împlinească o iotă măcar din ceea ce Dumnezeu a prevestit și de ceea ce ne spune Dumnezeu. Toate lucrurile le poate face Dumnezeu, un singur lucru nu-l poate face, nu poate să mintă. Dumnezeu spune adevărul. Noi suntem în această zi aici ca să lăudăm lucrările Lui, să-L binecuvântăm, dar în același timp să ne uităm la acest model ideal, desăvârșit. Unul din scopurile pentru care Domnul a venit în lumea noastră a fost să fie un model pentru noi. Spune Petru în epistola lui foarte frumos, în 1 Petru, în capitolul 3, ne spune aici în versetul 18, Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit pentru cei nelegiuiți, ca să ne ducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a înviat în duh. Și în final a înviat și în trup, într-un trup de slavă și de glorie. El a coborât în lumea noastră să fie un model, să îl urmăm pe El. De aceea Apostolul Pavel în Cartea Filipenilor, în capitolul 2, printre altele, spune de aceea zice Dumnezeu, citim versetul acesta 9, foarte frumos, din capitolul 2 din Filipeni. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume. De aceea există un de aceea și vom vedea și motivele pentru care l-a înviat. De aceea ne va învia și pe noi, fără nădejde. Aceasta creștinismul nu are nicio valoare, să știți, credința creștină. Fără nădejdea învierii. Fără nădejdea aceasta că Domnul din nou va reveni. Biblia spune prima dată când a coborât Domnul în lumea noastră, ne spune că a adus un har. Așa ne spune în Evanghelia după Ioan, în capitolul 1. Ne spune aici, în capitolul 1, versetul 17 și 18. Căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Zice, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul lui Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. O coborât în lumea noastră să ne-l facă de cunoscut pe Tatăl. Altfel noi n-aveam cum să-L cunoaștem pe Stăpânul Universului, de care nu poți să te apropii. Zice, cine ar îndrăzni să apropie de capul Lui, de mine, zice Domnul. El este un foc mistuitor, flăcări veșnice. Dar noi avem acces, datorită Domnului Iisus. Domnul Iisus a coborât în lumea noastră după plan, era prevăzut, înainte de a fi ceva creat. A fost conceput plan, organigrama celui preanalt, cu privire la mântuirea omenirii, a omului. Și totul după plan s-a consumat. S-a născut, a trăit o viață absolută, desăvârșită singurul. Au fost oameni sfinți pe pământ, oameni cu nume. Dar aș vrea să nu uităm, niciunul nu a fost fără greșeală, toți au avut greșelile lor, mai mari sau mai mici, mai mult sau mai puțin. Singurul în care nu exista nimic, nici măcar o pată, nici măcar o greșeală, a fost Domnul Iisus. Ioan 14, versetul 30, stăpânitorul lumii acesteia vine și stăpânitorul la care se referea era diavolul. Zice, pământul este dat pe mâinile celui nelegiuit. Diavolul a venit la Domnul și a spus, dacă te închini mie, ție îți dau toată slava aceasta, căci mie mi-este dată și o dau oricui vreau. Dar în Ioan 14, versetul 30 spune, dar în mine nu găsește nimic din ale lui, diavolul, nimic, pentru că el nu a greșit, el a fost desăvârșit. De aceea în această seară noi suntem aici, de aceea lucrarea lui Dumnezeu merge înainte. Eu voi zidi biserica mea. Și porțile locuinței morților nu vor birui, pentru că biserica este în mâna lui Dumnezeu. Vedeți, instituțiile, împărățiile, sistemele lumii acesteia, ori fost și s-au consumat, s-au dus.
Și altele care sunt se vor duce și ele. Singura care a rămas de 2000 de ani este biserica. Știți de ce? Pentru că este a celui preanalt, o are în mâna lui. El controlează universul întreg. Noi suntem doar niște creaturi, el este creatorul, este desăvârșit. Dorim în această seară, Doamne, deschide inimile noastre și ajută-ne să ne uităm, să fim foarte atenți la viața Domnului, la modul în care El a trăit, a umblat. Domnul, după înviere, s-a descoperit și ne arată aici, mai întâi, ne arată o ordine și eu zic că e ordine prioritară, nu la întâmplare. Nu la întâmplare, așa ne spune Biblia. De bunoară în Ioan, în capitolul 20, ne spune aici, versetul 1 și 11. În ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt. Pe când era încă întuneric și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. Versetul 11. Dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Prima la care s-a descoperit Domnul, într-o ordine prioritară, a fost Maria Magdalena. Domnul s-a descoperit după înviere, la mai multe persoane pe care le găsim în Biblie și poate altele pe care nu le știm, timpul cât El încă a fost aici pe pământ, după înviere. Dar prima la care s-a descoperit a fost Maria Magdalena. De ce s-a descoperit Maria Magdalena? Că așa ne spune și în Evanghelia după Marcu, același lucru este consemnat. Spune aici în Marcu, cuvântul lui Dumnezeu, versetul 9 din capitolul 16 din Marcu. Iisus, după ce a înviat în dimineața zilei din tâia săptămânii, s-a arătat mai întâi Mariei Magdalena. Și aș vrea să fac această subliniere, pentru că Maria a iubit foarte mult, nu că ceilalți n-au iubit. Biblia spune că cui s-a iertat mult, iubește mult. Cui s-a iertat puțin, iubește puțin. Zice că din Maria Magdalena au scos 7 demoni. Dar Maria, din momentul acela, l-a urmat pe Domnul, pas cu pas, o găsim în Evanghelie. Împreună cu celelalte femei, s-o dăruit cu toată inima ei. L-a căutat pe Domnul, o iubi mult. Dar ceea ce îmi place la Maria Magdalena, ia vedeți, oamenii lui Dumnezeu nu au fost mulțumiți cu jumătăți de măsură. Nu s-au mulțumit că au venit la mormânt. Sunt oameni care sunt mulțumiți că vin la biserică. Nu e suficient, nu mă mântuiește biserica. Să știți că nu biserica mă mântuiește. Nici o fanfară, nici un cor, nici o predică. Biblia spune, printre altele, în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 12, spune aici foarte clar, este cuvântul celui preanalt, versetul 12. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți, decât unul singur, Iisus Hristos Domnul. Vedeți, oamenii lui Dumnezeu nu s-au mulțumit numai cu lucruri de suprafață. Ori mers în continuare, o dat la o parte piedicile, până când lucrarea lui Dumnezeu s-a împlinit în viața lor. Nu s-a mulțumit cu mormântul, nu s-a mulțumit că l-a văzut gol, nu s-a mulțumit că a văzut și îngeri acolo, Maria. Nici măcar cu îngeri, ființe spirituale, dumnezeiești. Și vedenii au avut și nu s-a mulțumit, au văzut îngeri, în realitate. Îngerii încă i-au vorbit. Zice Biblia că i-au rămas afară în continuare și plângea. Au rămas acolo și plângea. Ia, dorința ei era să se întâlnească cu Domnul și Domnul care nu rezistă când vede o asemenea dragoste pentru el. Știți ce îmi place când venim la casa Domnului? Noi putem pleca de aici să spunem, uite, a fost frumos, ce frumos ori cânta copiii și ori cântat. Domnul să-i binecuvinteze. Biblia spune că adevărat vă spun că dacă nu vă veți face ca niște copilași, nu vă veți întoarce la Dumnezeu ca ei, cu niciun chip nu veți vedea împărăția lui Dumnezeu. La răutate, la mânie. Ei și dacă au un cuvânt, o polemică, o discuție între ei, imediat iartă. Iartă, uită, ușor. Și Domnul în sensul acesta, dar la înțelepciune, noi trebuie să fim oameni mari. Deci aș vrea să nu uităm, dragii mei,
Noi nu trebuie să ne mulțumim numai cu ce vedem, noi trebuie neapărat, când venim aici, să stăm în prezența Domnului, să fim conștienți că El este aici. Știți ce a spus Cornelie când a venit Petru în casa lui? Fapte, capitolul 10. Acum, dar iată, toți suntem aici, înaintea lui Dumnezeu, ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Singurul care poate lucra mântuirea în viața mea și a ta, mă poate transforma, este numai Domnul Iisus Hristos. El o face prin cuvântul lui și prin Duhul lui. Prima arătare, descoperire, a fost Mariei Magdalena, pentru că o iubit mult. O femeie care nu s-a mulțumit cu lucruri superficiale. Ea o l-a dorit pe Domnul și pentru că l-a dorit și o plâns și n-a plecat, o rămas acolo, așteptarea ei sigur nu a fost zadarnică. Un al doilea căruia i s-a descoperit, ne spune Biblia aici în 1 Corinteni, în capitolul 15. Ne spune aici cuvântul Domnului foarte frumos. Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, a fost îngropat, a înviat a treia zi, s-a arătat, zice aici, după Scripturi, s-a arătat lui Chifa, după aceea la peste 500 de frați deodată. A doua arătare pe care noi o găsim în Cartea Sfântă este celor doi care mergeau spre Emaus. Așa ne vorbește cartea Domnului în Evanghelia după Luca. Luca, capitolul 24, ne spune aici cuvântul. Iisus se arată la doi ucenici. La un moment dat ei mergeau spre un sat și Domnul intră în conversație cu ei. Iar versetul 29 spune, dar ei au stăruit de el și le-a zis, rămâi cu noi că ce este spre seară. Și ziua aproape a trecut și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Dar acum auziți numai în continuare mărturisirea lor și au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? Le ardea inima în ei. Pe drum ei vorbeau despre lucrarea care a avut loc acolo în Ierusalim în zilele acelea. Erau frământați întrebări pe care le aveau. Și pentru că întrebarea numărul unu aceasta era cu prioritate, Domnul a fost cel ce n-a stat nepăsător. Domnul Iisus, să știți, ne cercetează inimile aici pe bănci, cum stăm. Noi nu putem, nu avem acces la inimă, la gândurile omului, dar Dumnezeu cunoaște gândurile. El vede dacă dorința noastră este profundă, dacă pe El îl dorim, dacă vrem cu adevărat o atingere, o lucrare reală, o ridicare, un răspuns pentru apropiere de Dumnezeu, pentru a face voia Lui mai mult. Ne spune cuvântul atunci, zice, li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Au zis unul către altul. Nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea Scripturile. S-au sculat chiar în ceasul acela. S-au întors la Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau adunați la un loc. Prima dată s-a descoperit Mariei Magdalena, care o iubit mult. Apoi s-a descoperit celor doi care vorbeau despre cuvânt, despre lucrările spirituale. Care sunt, ce fel de vorbe sunt astea între voi? Îi întreabă Domnul pe cei doi. Ne-ar întreba și pe noi, ce vorbim noi în fiecare zi? Nu numai aici, în casa Domnului. Aici suntem atenți. Dar întrebarea este, cât citim noi Biblia? Cât citim în fiecare zi? Cât suntem noi de interesați de mântuirea sufletului? Biblia spune, poți să câștigi lumea întreagă. Dacă ți-ai pierde sufletul, ai pierdut totul, n-ai câștigat nimic. Ce n-ar da un om în schimb pentru sufletul lui? Pentru că unul din scopurile pe care Domnul le-a avut a fost să aducă izbăvirea sufletului, sigur, și a trupului, categorii, trupul, Duhul și sufletul. Izbăvirea, răscumpărarea, așa ne spune Biblia. El a venit în lumea noastră să ne aducă această lucrare înaltă, dumnezeiască, Coloseni, capitolul 1. Ne spune aici Apostolul Pavel, versetul 13 și 14, din capitolul 1. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului. Ne-a izbăvit. Noi nu ne puteam izbăvi pe noi înșine. Nimeni nu se poate izbăvi. Nimeni nu poate fi plăcut lui Dumnezeu prin strădania lui personală, prin străduința lui.
prin cucernicia lui, prin actele lui de caritate, nu poate fi plăcut lui Dumnezeu. Singurul care ne poate pune într-o stare după voia lui Dumnezeu este unul singur, este Domnul Iisus Hristos. Dar asta numai în contextul în care vii la El. Numai dacă îl iubești, numai dacă ești interesat de voia lui. Iar voia lui o găsim aici, consemnată în Cartea Sfântă, în Cuvântul lui Dumnezeu. De-aia Biblia fericește Apocalipsa 1:3. Ferice de cine citește? De cel ce ascultă și de cel ce împlinește cuvintele acestei prorocii, căci vremea este aproape. Ce frumos spune, El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului. Versetul 14, în El avem răscumpărare, El a plătit un preț al răscumpărării și prețul răscumpărării a fost sângele Lui. Știți ce spune în psalm, în psalmul 49? De o categorie de oameni, zice, răscumpărarea sufletului lor este așa de scumpă că nu se va face niciodată, pentru că nu ar accepta răscumpărarea la vremea potrivită. Există un timp potrivit, viața aceasta pe care o avem. Ne-a dat Dumnezeu viața să ne mântuim sufletele. În viața aceasta scurtă, harul său, primul har care l-a adus Domnul Iisus, din Ioan citeam. El când a venit, a adus, zice, legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul a venit prin Iisus Hristos. Și harul acesta ne învață. Unde ne învață? În cuvânt. Ne învață să o rupem cu păgânătatea, cu poftele lumești, să trăim în viacul de acum, cu cumpătare, cu dreptate, cu evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei mare lui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Că El se va arăta din nou a doua oară. Știți în faptele apostolilor ce-au zis îngerii, când ucenicii se uitau cu privirea, au rămas pironiți la cer. Și-au venit îngeri, doi îngeri și-au zis, bărbați galileeni, de ce stați cu ochii ațintiți spre cer? Acest Iisus, pe care l-ați văzut că pleca la cer, va veni în același chip, în același mod în care l-ați văzut plecând la cer. În același mod. Biblia ne vorbește că El va veni a doua oară. Dar El ne-a adus un prim har și harul acesta spune că a adus răscumpărarea. Aici zice în continuare versetul 14, prin sângele Lui iertarea păcatelor. El a venit să ierte păcatele, El a venit să aducă răscumpărare, El a venit să aducă izbăvire. Și aici mai spune ceva în versetul 13, El ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, ne-a strămutat la prezent. Biserica Lui are un statut special. Aparte. Este extraordinar să faci parte din biserica Lui, din poporul Lui Dumnezeu. Împărăția Lui Dumnezeu spune, începe de aici. Nu se va spune, uite-o aici sau uite-o acolo, căci atâncă împărăția Lui Dumnezeu este înăuntru vostru. Iar împărăția Lui Dumnezeu nu-i mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Doamne, binecuvântă tot poporul acesta. Ajută-ne să facem parte din împărăția Ta care începe de aici. Nu cumva cineva să creadă, voi ajunge în împărăție atunci, dacă nu fac parte de aici. Și dacă n-am intrat în această împărăție, toate acestea, sigur, Biblia le consemnează. O a treia arătare în ordine este cea pe care Biblia consemnează și spune despre ea în capitolul 24 lui Petru, zice așa. Versetul 34, citim încă o dată și 33. Din Luca 24, s-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors la Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Tot atunci, imediat, după ce s-au arătat celor doi până au ajuns la Ierusalim, s-au întors, au făcut un timp pe jos, că pe jos circulau, nu erau mașini în vremea aceea, și când au ajuns s-au arătat și lui Simon. Marie Magdalena, celor doi și lui Simon. Dar de ce i s-a arătat lui Simon? Ce cred eu? Zice că Maria Magdalena, când a mers la mormânt și a văzut mormântul gol, a alergat la Simon și la ucenici. Simon a alergat primul și când a ajuns la mormânt acolo cu Ioan, s-a uitat și a văzut mormântul gol și s-a dus acasă. Și ce-au crezut și ce-au înțeles ei, mai ales după ce Maria le-a mărturisit că l-a văzut pe Domnul. Eu cred că Simon a fost zdrobit în inima lui. Știți ce spune Biblia? Că El s-a lepădat. El nu mai a avut ocazia să-și ceară iertare în mod practic, personal, înaintea Domnului. Și acum s-a gândit, nu știu ce era în inima lui, dar eu cred că Petru a avut o inimă zdrobită, smerită. În al treilea lucru, așa în ordine, Domnul să descopere unei inimi zdrobite, unei inimi smerite.
Domnul nu disprețuiește o inimă zdrobită și smerită. Dimpotrivă, o apreciază. Foarte important. Și Domnul a văzut smerenia lui, dorința lui, căința lui. Eu cred că el s-a dus acasă și acolo s-a rugat și plângea și se bucura pe de o parte că Domnul este viu și că va avea această oportunitate să-și ceară iertare. Și în timp ce probabil că facea acest lucru, Domnul i s-a descoperit. Eu cred că Domnul l-a mângâiat, ca și pe Toma. Vedeți, necredinciosul Toma, dar câtă gingășie în comportamentul Domnului. Câtă finețe în atitudinea lui. Nu vine credincios și credincios. Pune degetul, l-a lăsat să pună degetul, l-a lăsat să pună mâna în coasta lui. Ce frumos! Eu cred că a venit la Petru și l-a ridicat, pentru că Petru avea o chemare deosebită. Petru avea menirea în continuare să ducă mesajul și modul în care Domnul i-a prevestit cum va muri Petru. El va muri ca martir. O inimă zdrobită, o inimă smerită. Doamne, ajută-ne să ne cercetăm în seara aceasta. Asta e latura morală a părtășiei, nu numai latura ceremonială. Cântările și toate au locul lor, conotația lor. Dacă în primul rând, Biblia spune că închinătorii adevărați sunt în duș și în adevăr. Altfel, toate bisericile cântă, laudă și așa mai departe. Dar dacă am rămas doar la partea aceasta exterioară și nu intrăm la cea interioară și nu suntem cum dorește Dumnezeu, nu realizăm prea mult. O inimă zdrobită, zice, cine se smerește va fi înălțat. Smerenia are înaintea celui preanalt o mare valoare. Doamne, dă-ne inimi smerite, ajută-ne să ne smerim. S-a arătat lui Petru, iar după ce s-a arătat lui Petru, Biblia vorbește că s-a arătat celor 11 și celorlalți. Tot aici în Luca citim, Luca 24. Spune aici cuvântul foarte frumos. Zice așa, pe când vorbea ei astfel, cei doi, zice, chiar Iisus a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh. Dar el a zis, pentru ce sunteți tulburați și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inima voastră? Pentru că aveau chemarea lor apostolii. Nu poți să fii apostol dacă n-ai avut o întâlnire reală cu Domnul. Fiecare apostol a avut o întâlnire reală. Pavel a avut mult mai târziu chemarea de apostol. Și pentru că a avut această chemare, păi nimeni nu poate să-și aroge pretenția, sunt apostol, am chemarea aceasta dacă n-ai avut o întâlnire personală cu Domnul. Asta este lege. Un apostol adevărat a avut o întâlnire reală cu Domnul, o întâlnire practică. Pavel a avut și el întâlnirea lui. Dar pentru că cei 11 aveau chemarea aceasta, ei au avut parte de această viziune, întâlnire personală cu Domnul. Ce bucurie! Ce lucrare extraordinară, ce entuziasm în viața lor. Așa ne spune aici în Luca, capitolul 24. Plin de frică și de spaimă, ei credeau pe moment că văd un duh. Extraordinar. Și au avut mărturia lui Mariei, celor doi, a lui Petru. Și ei totuși încă, parcă nu le venea să creadă. Nu înțelegeau Scripturile. Să știți că sunt lucruri, dacă Dumnezeu nu-ți dă lumină, nu le înțelegi. Citești și nu le înțelegi. Trebuie să ai o inimă deschisă, să-L rogi pe Dumnezeu și numai El, autorul Bibliei, știi cine este? Dumnezeu, prin Duhul Lui. Toată Scriptura este însuflată de Duhul Lui Dumnezeu și de folos. Toată Scriptura. Dar ca să înțeleg această Scriptură, e nevoie de autorul Scripturii să-mi dea lumină ca să o înțeleg. Altfel o distorsionez. Îi dau o interpretare greșită. Și nu are valoare, e o carte ca oricare alta, o am în bibliotecă, dar nu slujește la nimic ca o ai acolo, că nu mă mântuiește dacă nu o împlinesc și dacă nu o accept în viața mea. Dar toată cartea aceasta, cuvântul acesta nu face altceva decât să-L scoată în evidență pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus și lucrarea Lui de mântuire. Ce frumos! Și Domnul i-a spus, pentru ce sunteți tulburați și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inima voastră? Uitați-vă la mâinile și picioarele mele, eu sunt, pipăiți-mă! Și vedeți, un duh n-are nici carne, nici oase, cum am eu.
Și după ce a zis aceste vorbe, le arăta mâinile și picioarele sale. Fiindcă ei de bucurie încă nu credeau și se mirau. El a zis, aveți ceva de mâncare? Le-a arătat. Și a mâncat împreună cu ei acolo. Ce frumos! Celor 11 li s-a descoperit. Pentru că aveau această chemare înaltă de la Dumnezeu. Ordinea în care Domnul s-a arătat. Apoi Biblia ne spune că s-a arătat lui Iacov. Iacov era fratele Domnului. Fratele Domnului a avut o misiune, el și cu Petru au fost în continuare și cu Ioan, Petru, Iacov și Ioan. Iacov, încă o dată fratele Domnului, a avut chemarea aceasta, Iacov, fratele lui Ioan, a fost primul martir. El a murit, sigur, după ce a murit Ștefan, a murit și el ca martir. Dar Iacov, fratele Domnului, a avut o chemare, chemare de apostol și el a avut o întâlnire specială, personală cu Domnul. Biblia nu vorbește prea mult de această arătare. Iacov nu vorbește de ceea ce Domnul i-a transmis și a vorbit în momentul în care i s-a descoperit. Dar doar atât consemnează, i s-a descoperit și lui Iacov. Și Iacov are întâietate la Ierusalim, în rândul iudeilor, în rândul izraeliților, ca și Petru. Petru, Iacov și Ioan. Apoi un altul la care s-o descoperi spune la 500 de frați deodată. Și în ultimă instanță, Biblia vorbește că s-o descoperit și lui Pavel. Așa ne spune în textul nostru. După ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a descoperit și mie. Zice, căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre toți apostolii. Nu sunt vrednic să por numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica Domnului. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Ba încă am lucrat mai mult decât toți. Totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Adevărul este că nimeni nu-l poate cunoaște pe Domnul dacă nu are parte de harul acesta. Știți ce a spus Domnul Iisus în Ioan, capitolul 6? Adevărat vă spun că dacă cineva nu e atras de Tatăl, nu poate veni la mine. Oricine e atras de Tatăl, vine la mine. Tatăl, stăpânul universului. El este cel ce atrage oamenii la Domnul Iisus. Iar Domnul Iisus este cel ce se ocupă de mântuirea noastră, de viața noastră spirituală. Aș dori câteva lucruri să le vedem. De ce Domnul Iisus Hristos a înviat? Motivele. Motivele pentru care s-a născut, a venit în lumea noastră, le-am amintit câteva. A venit să aducă izbăvire, a venit să aducă răscumpărare, a venit să aducă iertarea păcatelor. O venit să biruiască, să nimicească lucrările diavolului. O venit ca să fie un model, să ni-l reprezinte pe Tatăl. Și toate acestea le-a împlinit. Aminteam ieri la noi, la biserică, la Betel. Noi se duce viața și nu știu cât am citit și cât citim Biblia, cât ne rugăm. Suntem în criză de timp tot timpul. În criză. Domnul nu a fost în criză de timp, pentru că El a făcut ceea ce trebuia să facă. Și în final, extraordinar ce o lucrare concentrată. Cum a putut să focalizeze toată energia în această direcție, a focalizat-o, încât o dus la îndeplinire. Ioan 17, Tata, în sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. El a dus mântuirea, izbăvirea, răscumpărarea. Noi nici nu ne imaginăm. Toate acestea Domnul le-a dus la îndeplinire. Proslăvește-mă acum cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. A spus Domnul Iisus în Ioan 17 și Tatăl l-a proslăvit. De aceea l-a înviat și de aceea l-a ridicat și l-a pus să șadă la dreapta lui, cel prea înalt. De aceea. Dar există un de aceea și pe noi, tot la fel, și cu noi va proceda. Dacă, sigur, ne uităm la Domnul Iisus și vom fi ca El. Primul lucru, de ce l-a înviat pe Domnul Iisus? Din pricina neprihănirii Lui. Din pricina neprihănirii. Nu era posibil ca să fie ținut în mormânt. Pentru că El a fost neprihănit. A fost desăvârșit. Să știți că la înviere, Biblia spune, fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere. Asupra lor a doua moarte nu are nicio putere. Cine va avea parte de întâia înviere? Cei neprihăniți. Care sunt cei neprihăniți? Cei ce l-au primit pe Domnul Iisus în viața lor.
cei ce-L urmează, cei ce trăiesc cu El, cei ce se străduiesc să facă voia Lui, își dau silințele. Îți dau silințele. Nu se poate fără acest standard, nu se poate. 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 30. Și El, Domnul Iisus, a fost făcut de Dumnezeu pentru noi. Înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Neprihănirea lui Dumnezeu este Domnul Iisus. Cine îl primește, pe El primește această stare de neprihănire. Și Tatăl privește la noi prin prisma prezenței Domnului Iisus în viața noastră, a cuvântului Său, a Duhului Său. De aceea Tatăl l-a înălțat, pentru că El a fost neprihănit. Biblia vorbește mult despre starea aceasta de neprihănire a Domnului. Reamintesc Ioan 14, versetul 30, stăpânitorul lumii acesteia vine, dar în mine nu găsește nimic, niciun păcat, nici o greșeală, absolut nimic. El a fost curat, a fost desăvârșit. Biblia ne vorbește cu privire la această stare a Domnului foarte frumos în Evrei. Auziți numai ce spune apostolul, autorul epistolei către Evrei, în capitolul 7, ne spune aici, versetul 25 și 26, de aceea, despre Domnul Iisus, și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El. Nu se poate fără El să mă apropii de providență de Dumnezeu. Nu mă pot apropia, numai prin El. Pentru că, zice, trăiește pururia ca să mijlocească pentru ei. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia, sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri. Din pricina neprihănirii lui, Tatăl l-a înviat și l-a ridicat, l-a izbăvit, l-a pus la dreapta lui. Știți ce spune Biblia? Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie. Asta e promisiunea Domnului. După cum și eu am biruit și șed împreună cu Tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Doamne, dă-ne acest standard de neprihănire. Amin? Ajută-ne! Auziți numai ce spune Biblia în dreptul nostru, cerința pe care o are Dumnezeu. Versetul 13 din 1 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 13. Dar citim și 12. Domnul să vă facă să creșteți tot mai mult în dragoste unii față de alții și față de toți, cum facem și noi înșine pentru voi, ca să vi se întărească inimile să fie fără prihană, neprihăniți, în sfințenie înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos împreună cu toți sfinții Lui. La venirea Lui să fim în sfințenie, neprihăniți, curați, să ne găsească așa. Dar vreau să vă spun că nu ne poate găsi așa dacă până atunci n-am trăit în această stare de neprihănire. Aia înseamnă că eu trebuie să mă străduiesc în fiecare zi. La întrebare este, poate cineva? Da, poate, cel care se străduiește. Aia nu înseamnă că nu mai am greșeli. Voi mai greși. Dar Domnul mă iartă, sângele Lui mi-a adus iertarea trecutului meu, a păcatelor mele. La prezent mă iartă și în viitor. Pentru că sunt al Lui și eu mă străduiesc. Eu mai greșesc, însă sângele Lui îmi garantează iertarea. Doamne, ajută-ne să rămânem sub protecția sângelui Tău. Spune cu privire la această stare de neprienire, ce stare înaltă, auziți ce spune aici în Cartea Filipenilor. Versetul 14 și 15 din capitolul 2. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, ca să fiți fără prihană și curați copiii al lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticăloș și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume. Nemaipomenit, ce chemare înaltă. Trebuie să fac și eu, îmi dau aportul. El a fost înviat și înălțat din pricina neprihănirii lui. Apoi un al doilea motiv, a fost înviat, Tatăl l-a înviat din morți. Nu ne îndoim că Domnul nu a avut nevoie să vină cu tremurul de pământ. Nu a avut nevoie să vină un înger să dea piatra la o parte, ca să poată învia Domnul. Nu îngerul l-a înviat. N-avea nevoie, dar ei păzeau un mormânt gol. Nu mai era nimeni în el. Îngerul a venit ca să dea de veste că nu-i mai nimeni în mormânt, că Domnul a înviat, înviase.
La învierea celor drepți, a sfinților, nu va fi nevoie ca cineva să vină să ajute lucrarea aceasta lui Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu nu are nevoie de proptele noastre, ale oamenilor. El este un Dumnezeu desăvârșit, atotputernic. El face minuni. Înger a venit, o da piatra să arate, nu-i nimeni, uite, păziți un mormânt gol. Ce frumos, din pricina Evlaviei, tatăl l-a înviat. Ce frumos, starea de Evlavie e un lucru mare, e un lucru înalt. Un creștin adevărat trebuie să aibă o viață evlavioasă, o viață cucernică, cucernicie. Evlavia este un sumare a tuturor valorilor spirituale. Valorile spirituale toate împreună, însumate, valorează și vorbesc despre evlavie. Auziți ce spune în cartea Evreilor, autorul Epistolei către Evrei, în capitolul 5. Ne spune aici, printre altele, versetul 7. El este acela care în zilele vieții sale pământești, Domnul Iisus, aducând rugăciuni și cereri, cu strigăte mari și cu lacrimi, către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui. Auziți de ce a fost ascultat? De ce l-a înviat? Din pricina neprienirii, dar apoi din pricina evlaviei lui. De ce ne va învia și pe noi? Din pricina neprienirii, dar și din pricina evlaviei. Un om evlavios, un om pios, un om cu un standard moral și spiritual înalt. O ținută morală și spirituală după voia celui preanalt. Modelul Domnul Iisus. Mă uit la el cum a trăit el. Mă străduiesc, nu-l voi atinge categoric. N-am cum, că sunt om. Dar trebuie să-mi dau silințele. De aia spune Biblia, dați-vă și voi toate silințele. Să uniți cu credința fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, răbdarea, evlavia, dragostea de frați cu dragostea de frați, iubirea de toți oamenii. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele, aceste lucruri, nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori. În ceea ce privește de plina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Dar știți ce spune Biblia? Cine nu are aceste lucruri în el este orb. Umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Doamne, binecuvântă biserica din Ădlac! De ce ne va învia? Din pricina evlaviei, dacă vom fi oameni evlavioși, oameni ai rugăciunii, cu lacrimi, cu strigăte mari și cu lacrimi. El s-a rugat, el n-avea nevoie, el era neprienit, dar s-a rugat pentru noi, pentru omenire. S-a rugat pentru o împlinire a planului celui preanalt. Știți ce o spun lui Petru, reamintesc din nou. Satana zice, v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru credința ta și a celorlalți, ca să nu se piardă. El s-a rugat și pentru noi, și pentru mine, și pentru tine, dragul meu. Și se roagă, mijlocește la Tatăl. Când am probleme și vin înaintea Domnului cu lacrimi, cu stare de evlavie, El mijlocește la Tatăl, Tatăl ajută-L. Este al nostru, este al meu, este extraordinar. Din pricina evlaviei. Domnul Iisus a fost înviat, ridicat din mormânt, din pricina neprienirii, din pricina acestei stări de evlavie, apoi un alt lucru, din pricina smereniei lui. Domnul a fost smerit. Citim aici în cartea Filipenilor. Zice așa printre altele, versetul 5 din capitolul 2 din Filipeni. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Să avem gândul acesta, e nemaipomenit. Auziți ce gând avea el? El măcar că avea chipul lui Dumnezeu. Totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, el a avut o slavă, înainte de a fi lumea, la dreapta celui preanalt. Toate au fost create prin el. Nimic din ce e creat, spune Biblia, nu a fost creat fără el. Toate le-a lăsat, o renunța la ele pentru un timp, pentru un segment de timp limitat și-o coborât în lumea noastră și-o îmbrăcat un trup ca și al nostru. S-a dezbrăcat pe sine însuși și-a luat un trup, un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor, un om între oameni. Îmi place mult, până și între ucenici și nu putea să-l deosebești de ceilalți. Când a fost Iuda, l-a vândut. O trebuie să dea un semn, ca nu cumva să prindă pe un altul. Nu a avut un alt semn, ca să nu se facă o confuzie, cel pe care îl voi săruta, acela este.
Că altfel nu putea, nu avea ce semn să dea. Atât de mult se asemăna cu ceilalți, extraordinar. Dar noi cu cine ne asemănăm? Chipul nostru, blând și smerit cu inima, ca un miel pe care îl duci la măcelărie, ca o oaie mută înaintea celor ce o tund. Așa spune Isaia, capitolul 53. În smerenia lui, zice, Fapte, capitolul 8, versetul 30, judecata i-a fost luată și cine va zugrăvi pe cei din vremea lui? În smerenia lui. El a avut dreptate, el putea, înaintea lui Pilat și a lui Irod, putea să se justifice, putea să facă minuni. Că era Dumnezeu, nu a făcut nicio minune, nu a încercat nimic. O lăsa ca lucrurile să se consume, să se deruleze într-un mod normal. Pentru că el a avut în obiectiv crucea. El nu s-a eschivat de la cruce. El a știut că va pătimi. Smerenia lui. Auziți ce spune aici? La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea, auziți, de aceea, și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. I-a dat numele care este mai presus de orice nume. Pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Este Domnul tău și Domnul meu. Doamne, vrem să fii Domnul nostru. Nici nu vrem fără tine, nici nu putem. Nu încercăm, că numai eșec avem. Chiar dacă aparent în viața asta s-ar părea că n-am nimic. Fără tine n-am nimic. Că toate aici se duc într-o zi, le pierd. Dar ceea ce am cu tine, Doamne, rămâne veșnic, etern. Ce frumos, smerenia e un lucru mare. Cine se smerește va fi înălțat în ziua aceea. Și cine se înalță acum, va fi atunci smerit. Va fi smerit. Un alt lucru, un al patrulea, un alt motiv. De ce a fost Domnul Iisus înviat și înălțat? Din pricina ascultării Lui. O asculta de Tatăl întru totul. S-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Ascultarea este extraordinară. Biblia spune că ascultarea face mai mult decât jertfele și împlinirea cuvântului mai mult decât arderile de tot. Dar de ce să ascult eu? Domnul Iisus a ascultat de Tatăl, dar și de ceea ce era scris. Că în Vechiul Testament toate erau consemnate, prorociile cu privire la venirea Lui și la modul în care să trăiască. Eu de cine trebuie să ascult? De cuvânt. Trebuie să ascult de cuvântul Lui, citesc aici, să ascult, încerc să mă racordez, să mă raportez la voia Lui. Ascultarea face mai mult decât jertfele, împlinirea cuvântului mai mult decât ardele de tot. Ce frumos! Ioan, capitolul 5, versetul 24. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică. Are garanția, chiar dacă ar muri, El va trăi. El trăiește. E extraordinar ce promisiune avem, ascultarea de cuvânt. Dar o ascultare nu ce-mi place numai, că sunt oameni, să știți, care ascultă ce le place lor. Eu am mai spus și la noi și o spun și aici, să știți că nu există ascultare prin compensare. Adică în sensul că ascult într-o direcție, iar cealaltă, pentru că sunt într-un compartiment ascultător, fac foia Domnului, Domnul trece cu vederea. Domnul vrea în toate compartimentele să ascultăm întotdeauna de El. Întru totul, un ascultător absolut, cu toată inima. Să știți că vor fi momente în care Domnul ne încearcă ascultarea noastră, să vadă cât este de mare. Tatăl l-a înviat din pricina ascultării lui. O asculta de Tatăl. Nimic fără Tatăl. Spune în final acolo, Tatăl, le-am dat lucrările tale, cuvântul tău, am sfârșit lucrarea ta. Nu a încercat niciodată să-și atragă slava spre El. Întotdeauna a încercat să o focalizeze spre Tatăl. Nu eu fac lucrările astea, ci Tatăl care m-a trimis. El face lucrările acestea. El sunt ale Lui, El este prezent. Ce frumos! O ascultat întru totul și Tatăl toate le vede și le cunoaște. Toate au fost consemnate de Tatăl. Și pentru că o ascultat Tatăl, l-a ridicat nespus de mult. Doamne, binecuvântă-ne cu ascultare! Să știți că ascultarea e o mare binecuvântare. Pe cel ce ascultă, pe cel ce împlinește, pe cel ce trăiește,
cuvântul acesta, pe acela Domnul îi garantează în ziua aceea izbăvirea, ridicarea, întâlnirea în slavă. Pentru că primul har a adus, când a venit Domnul, a adus harul acesta, să ne facă copii ai lui Dumnezeu. Vedeți, vedeți cât de mult ne-a iubit Dumnezeu, când ne-a făcut copii ai lui. Ioan capitolul 1, Ioan capitolul 3, versetul 1. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu, lumea nu ne cunoaște. Lumea crede, uite, e o biserică penticostală, o denominațiune și ei aici în Nădlac. Dar dincolo de ceea ce văd oamenii, că oamenii n-au cum să ne cunoască. E o chemare extraordinară pe care o avem din partea celui preanalt. Trebuie să o onorăm, trebuie să trăim literalmente cu el și pentru slava lui. Lumea nu ne cunoaște pentru că nici pe el nu l-a cunoscut. L-a cunoscut pe el nici ucenicii măcar. Nici ucenicii nu l-a cunoscut. Doar vedeau lucrările, erau uimiți, un învățător deosebit. Vedeau în el, până când, sigur, după înviere, atunci au înțeles. Le-au deschis mintea să înțeleagă scripturile. Ce frumos! Și în ultimă instanță, de ce l-a ridicat Tatăl? L-a înviat și l-a ridicat la cer. Știți de ce? Pentru că a încheiat cu bine lucrarea. Zice, după timpul de slujbă, Zaharia s-a dus acasă, îmi place din Luca. Domnul când și-a încheiat lucrarea s-a dus acasă, nu mai avea pentru ce să rămână aici. S-a dus din nou la slavă și la glorie, într-o slavă absolută. S-a încheiat cu bine misiunea și de aceea Tatăl l-a înviat, de aceea l-a și înălțat. Doamne, ajută-ne și noi să ne facem lucrarea spirituală. Cea materială, sigur, ne-a dat Domnul familie aici, avem legăturile noastre pe orizontală. Nu le ignoră Dumnezeu, nu sunt nebăgate în seamă, nu, Domnul ține cont de ele. El știe că avem legături, suntem oameni, dar dincolo de toate, pe prim plan, să nu uităm ce e mai important. Că dacă pierdem ce este mai important, am pierdut totul în final, că viața se duce. O încheiat cu bine lucrarea, misiunea lui o dus-o la îndeplinire și de aceea și Tatăl l-a ridicat. L-a ridicat nespus de mult. I-a dat numele care este mai presus de orice nume. De-am fi noi conștienți ce binecuvântări, ce ne-a pregătit Tatăl. Era o copie, menționau aici, zice că Ioan 14. Să nu vi se tulbure inima, nici să se spământe. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Din ar fi așa v-aș fi spus, dar eu mă duc să vă pregătesc un loc. Am mai spus și spun aici, sunt locuri frumoase pe pământ, să știți, dar totul e nimica, umbrit de ceea ce este acolo, noi nu ne putem imagina. Ce e acolo în cer la Dumnezeu, lucruri veșnice, eterne, extraordinare, pregătite pentru aleșii Lui. Vă pregătesc un loc acolo unde sunt eu să fiți și voi. După ce mă voi duce și vă voi pregăti, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Doamne, ajută-ne să fim gata. Încheie aici. Doresc pentru biserica din Nădlac și pentru toți cei prezenți, Doamne, ajută-ne să te urmăm pe tine, altfel să rămânem totul la o liturghie, la un program. Și Domnul nu asta vrea, El vrea să ne facem mai buni. El vrea cuvântul Lui să lăsăm să lucreze, să ne cercetăm, ne uităm în oglindă, la cerințele pe care le are Dumnezeu. Și în momentul în care ne dăm străduințele, Domnul ne ajută. El vine și ne dă putere și El ne sprijinește. Doamne, ajută-ne să ajungem acolo în împărăția Ta. Amin.